Survivor România este cel mai puternic format de televiziune dintr-o multitudine de motive, iar acesta, Consiliul Tribal, evoluțiile, întâmplările, desfășurările de forțe și de energie dintr-un consiliu, este unul dintre aceste ingrediente, dintre aceste motive. Momentul în care, să ne reamintim, Andreea Moromete a revelat public faptul că l-a găsit, acest simbol al imunității ascunse, că nu l-a folosit și a avut argumentele ei și apoi l-a pasat, l-a transferat către un alt membru al tribului Taino, către Alexandra Porcolab. Acele trei momente au fost într-adevăr trei în unu, extrem de puternice și extrem de emoționante și acestea, cum spuneam, fac parte din etosul Survivor, din această poveste Survivor România. Fabulos, fascinant, de aceea, ediție de ediție, venim cu lucruri absolut minunate. Fiecare bătălie extrem de importantă a săptămânii de Survivor, fie că este comunicare, fie că este recompensă, fie că este mai ales imunitatea, arată de fiecare dată un ingredient în plus. Și vă mai spun ceva, dragii mei, Survivor România este și o poveste transformațională și voi, națiune, îi vedeți diferit, pentru că viețile noastre se schimbă în mod curent și în mod dinamic, suntem într-o dinamică și într-o variabilă permanentă. Așa că mai au de arătat, pentru că se apropie momentul în care unul dintre ei va ridica marele trofeu deasupra capului, va încasa cecul de 100.000 de euro de la Vodafone și atunci, evident, toate aceste lucruri însumate înseamnă că tot ce au ei, tot ce au dobândit, tot ce au avut în subconștient de-a lungul vieților poate fi arătat acum, pentru că, dragilor, este acum sau niciodată. Nu vor mai avea niciodată această șansă pe care o au în acest moment. În acest punct la care am ajuns, putem să spunem că strategiile se vor adapta, să spunem. Pentru că, iarăși, Survivor România, o poveste a adaptabilității. Pentru că, până acum, facțiunile din tribul Taino erau destul de clare. Veneau cumva de pe urmele vechilor triburi faimoși războinici. Și atunci, cu siguranță, că așa arătau alianțele, strategiile, nominalizările. Însă, de această dată, cu siguranță, bătăliile, fiecare zi, fiecare oră la Survivor, va aduce noi schimbări. Gândiți-vă că ei sunt într-un ecosistem departe, desprins total de zona psihoemoțională de acasă. Ce vreau să spun cu asta? Orice cuvânt, orice privire poate să ți se pară că psihicul uman să-l traducă ca pe o agresiune și atunci se vor apăra. Gândiți-vă că fiecare lucru de acum înainte se poate schimba de la minut la minut și ăsta e Survivor. Tribule de acasă, din toată inima, cu toată căldura mea, la propriu și la figurat dominicană, îți urez să ai zile minunate, zilele acelea de Survivor care sunt inspiraționale, să le petreci, să le folosești în viața ta, tribule, și minunată națiune Survivor România. Faceți binele pe care vi-l doriți. Voi puteți să schimbați asta, pentru că așa fac ei la Survivor, de fiecare dată. Orice s-ar spune, orice s-ar arăta între ei, lucrurile arată întotdeauna la puterea Survivor. Așa că mesajul meu este fără frică și sus să aveți inimile.